Aeroportul Iași anunță scoaterea la concurs a unui număr de 4 posturi. Astfel sunt vacante următoarele posturi: șef serviciu siguranță operațională cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, inginer construcții cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată în cadrul serviciului mentenanță terminale și zona publică. De asemenea, aeroportul mai anunță scoaterea la concurs a unui post de electromecanic cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și a unui post de inspector de specialitate achiziții publice cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată. Concursul se va desfășura în 3 etape: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă conform bibliografiei stabilite și interviul. Candidații trebuie să obțină minimum 50 de puncte dintr-un total de 100 pentru a putea fi declarați admiși la proba scrisă și interviu. Cei interesați sunt încurajați să își depună dosarul de candidatură până pe data de 5-11-2024, ora 16, la compartimentul resurse umane al aeroportului. Proba scrisă va avea loc pe 12-11-2024 cu ora anunțată ulterior, împreună cu rezultatele selecției dosarelor. Interviul se va desfășura în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă. Informații detaliate despre concurs, inclusiv condițiile de participare și bibliografia, pot fi găsite pe site-ul oficial al aeroportului, la secțiunea Noutăți, Cariere, Locuri de Muncă, pe aeroport-iași.ro.